Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi intenționez să fac câteva lucrări pe la roșii și m-am gândit să filmez această operație. Voi face defolierea pentru că, după cum putem observa, sunt frunze care atârnă pe jos și acest lucru nu este tocmai indicat. În mod normal, în momentul în care avem o inflorescență, trebuie să lăsăm minim două frunze, pentru că se consideră că două frunze sunt suficiente pentru a hrăni inflorescența și pentru a se dezvolta. Două frunze sub inflorescență, una, două, și o frunză deasupra ei, imediat. Dar problema la mine aici este că îmi atârnă frunzele pe jos și acest lucru favorizează diverse boli, așa că eu trebuie să fac în așa fel încât să împiedic atingerea frunzelor pe pământ. Nu pot să le îndepărtez pentru că dacă eu aș îndepărta cele două frunze care asigură hrana inflorescenței, atunci nu s-ar mai dezvolta corespunzător. Și nici măcar cea deasupra inflorescenței nu o pot îndepărta, dar în același timp trebuie să iau măsuri ca nu cumva să se îmbolnăvească planta din cauza faptului că atârnă pământul. Și atunci singura soluție ar fi să le mai scurtez. Spre exemplu, în acest punct și jumătate de frunză să fie totuși suficient. Țin cont că sunt foarte mari, să fie suficiente să hrănească inflorescența. Aici, exact în momentul, în locul în care atinge pământul, un pic mai sus, o să rup pur și simplu. Și încă mai atinge, deci o să rup de aici. Așa. Și le mai scurtez. Aici o să rup doar vârful. Aici, în acest loc. Și aici, iată. Atinge, voi îndepărta doar vârful. Și m-am asigurat că nu mai este nicio frunză care să-mi atingă mie aici pământul. Acest lucru îl voi face la fiecare roșie în parte. Spre exemplu, avem aici inflorescența. Am nevoie de două frunze reale, dar aici am și un copil lăsat să crească, pentru că îl voi lăsa și pe acesta să crească. Aici am iarăși floare. Aceasta are nevoie, o să crească aici, o să am nevoie de două frunze de desubt. Una, două. Aș lăsa chiar 3 în acest caz. De ce? Pentru că aici, având un copil, un lăstar de creștere, acesta are nevoie și el de o frunză de desubt până se va dezvolta și va face inflorescență. După aceea o voi îndepărta și rămân cu lăstarul. În acest caz, având inflorescența aici, spuneam că acest soi lacrima fecioare este un pic ciudățel, în sensul că ia priviți cum formează inflorescențele. Pe o frunză și trebuie să fim foarte atenți ca nu cumva să îndepărtăm când copilim, dacă îi copilim mai micuți, să îndepărtăm și inflorescența, pentru că mie mi s-a întâmplat. Așadar, voi lăsa, în acest caz, voi lăsa 3 frunze pentru a hrăni inflorescența. Una, două și cu asta 3. Și voi îndepărta până aici. Asta o voi rupe. Pentru acest lucru
Pentru defoliere sunt mai multe variante și ambele variante spun că sunt cele mai bune, așa că rămâne la latitudinea fiecărei persoane în parte cum anume face defolierea. Undeva am citit că este indicat să se facă defolierea direct prin ruperea frunzei, fără să atingem, adică odată în sus și odată în jos, și noi nu am atins cu mâna rana, deci rămâne acolo fără să atingem cu mâna, ca să transmitem bacteriile de la o plantă la alta. În altă parte am citit că este indicat ca nu cumva rana să fie exactă tulpină și că trebuie să tăiem cu o foarfecă la o distanță, o anumită distanță, un centimetru, distanță de tulpină, astfel încât să nu facem rană direct pe tulpină. Ciotul se va usca și va cădea și atunci rana este mai mică, ca să zic așa, pe tulpină. Dar, acum, eu o să aleg varianta prin îndepărtare, prin ruperea frunzelor, trag întâi în sus și pe urmă în jos. Din ce cauză? Pentru că îmi ia mie foarte mult timp să fac dezinfectarea la fiecare operație în parte. Când termin la fiecare plantă în parte, va trebui să fac dezinfectarea și eu o fac cu apă oxigenată în acest fel. O cârpă, apă oxigenată. Apoi șterg instrumentul cu care lucrez, îl dezinfectez și apoi trec la altă plantă și tot așa, de în momentul în care termin cu o plantă, fac dezinfectarea, iar trec la altă plantă. Ca nu cumva, în momentul în care fac dezinfectarea la o plantă, termin la o plantă, dezinfectez iar și tot așa, ca să nu transmit bolile de la o plantă la alta. Dar eu spuneam acum voi face așa pentru că am dezinfectat foarfeca și o să fac cum este indicat de unele persoane, unele site-uri de specialitate, da? Și am spus așa, că am aici inflorescența care va crește și am nevoie de 3 frunze de desubt. 1, 2, 3. Asta o voi îndepărta de aici în jos tot. Și las ciotul ăla, care are și el rolul lui, pentru că, spre exemplu, când facem palisarea, se oprește ața în ciot, nu se duce în sus și ajută cumva acest ciot. Dar aici, spre exemplu, dacă am tăiat, am rupt frunza, am tras în sus și în jos, vedeți, nu prea se mai oprește în ciot, cum se oprește din coace în jos, da? Bun. Și acum, ce observăm? Observăm faptul că frunzele atârnă pământul și trebuie să luăm măsuri. La fel, voi folosi foarfeca în acest caz și voi tăia. Asta atinge, voi tăia de aici. Așa. Mai am și o bălărie. Aici îmi atârnă asta, voi tăia vârful. Așa. Aici voi tăia în acest punct. Și partea asta voi îndepărta fix aici. Mai am una care atârnă și ea și iau vârful și ei în punctul ăsta. Aici.
Da. Și, dragilor, același lucru îl voi face la toate. Să vedem ce avem aici. Avem inflorescența. Am nevoie de două frunze care să mi-o hrănească. Una, două. Și de aici îndepărtez totul. Și spuneam că acum fac varianta cealaltă, sus, jos. Și aici nu mi-ating cu mâna rana. Treaba asta de folierea este indicată să se facă dimineața, cum e acum, cu soare, când avem soare, ca să se usuce, să se cicatrizeze bine. Și evident este indicat să se dezinfecteze. Cu zeamă bordeleză am citit că este indicat să se dezinfecteze, să se stropească când facem defolierea. Dar eu nu, acum nu folosesc zeamă bordeleză. De obicei foloseam apă oxigenată, soluția de apă oxigenată. Și acum, ținând cont că nu ating rana prin această metodă, da, aici trebuie să tai pentru că e greu. Nu toate frunzele se rup foarte ușor și atunci dacă nu se rup ușor, nu e bine să insistăm. Mai bine dezinfectăm și tăiem cu o farfică. Cel mai simplu, ca să nu rănim planta, să nu o bruscăm. Pentru că farfeca este dezinfectată cu apă oxigenată, în momentul în care tai, nici nu mai trebuie să mai stropesc, pentru că deja dezinfectarea s-a efectuat. Bun. Și am aici două frunze de dedesubtul inflorescenței care să mi-o hrănească și una deasupra. Și tot la fel, mai sus merg pe același principiu. Două jos, una sus. Acum îndepărtez vârfurile. O cosmetizez, ca să zic așa. Și nu mai atinge nimic. Aici este în regulă. Da, dragilor, voi continua să fac această treabă. Nu filmez tot, pentru că am mult aici de lucru și afară mai am puțin. Mă opresc aici momentan. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, vă doresc multă sănătate și spor la treabă. La revedere!